Bă, dracu. Asta da grosime la un telefon. Și ecranul principal. Scuzați-mi curiozitatea, e prima dată când mă joc puțin cu el. Bine, am mai jucat puțin Call of Duty înainte, de n-am stat să-l analizez atât pe îndelete. Da, e interesant. Ce nu e interesant e cutia asta, totuși, nu-mi place cutia. Salutare tuturor, eu sunt Codrin și astăzi, la Codrin spune lucruri trăznite, i-am furat puțin astea lui George și lui Radu și am zis să mă joc și eu pe el, să văd cam cum se descurcă la partea de gaming. Așa că vom intra în 2-3 joculețe azi, chiar sunt și eu curios cum performează și cum se vede pe ecranul ăsta. Deci am înțeles, e un ecran 4.2:3, deci practic revenim din nou la CRT-uri, bine, puțin mai subțiri sau mai groase. Nu știu ce camera are, ce specs-uri are, nici nu mă interesează, pur și simplu vreau să văd cum rulează gaming. Așa că hai să intrăm în Call of Duty. Oh, deja avem ecranul plin. Să vedem cum se aude. Aici nu prea intră full, dar nici nu mă așteptam. Dar îmi place că raportul, nu știu dacă au colaborat neapărat cu cei de la Activision, mă rog, Tencent, care au făcut asta, dar surprinzător intră foarte bine în aspectul ăsta 4:3, deci pun pariu că l-au făcut dinainte, că altfel nu se vede, așa mi-a apărat doar pe jumătate. Hai să încercăm aici, Quick Play Multiplayer. Ok, nu avem air trigger-e, spre deosebire de nubea Red Magic 3S, ăla pe care l-am testat. Cred că e telefonul meu preferat de gaming acela. Dar nu vorbim despre asta, vorbim despre... Uitați! E fain! Ești... Din ce-mi dau seama, nu prea văd crisul ăla din unghiul ăsta. Este un lucru foarte bun. Team Deathmatch. Dar fiindcă nu am air trigger-e, performanțele mele vor fi destul de scăzute, vă spun de pe acum. În rest, motion-ul e super ok. Touchscreen-ul, văd că performează super bine, nicio problemă. Nu știu exact câți herți are, pun pariu că a spus George sau Radu. Nu știu cât de tare se aude. O, țipă puțin. Prea tare. Prea tare. Ah, m-am obișnuit cu air trigger-le. Haideți, dragi camarazi, la război. Ce avem aici? Inamici? Unul e mort. Și al doilea se ascunse. Puși la mama. În mod normal apăsam aici pentru a împușca, dar trebuie să-l învăț puțin. Hopa! Ok, normal kill. Toată chestia la un shooter din asta e să mergi mereu cu ținta pusă când vezi un colț nou, ca să ai avantajul că până ridică el arma și țintește, tu deja ai ținta pusă și mereu ai să câștigi un astfel de duel. Dar fiindcă nu am air trigger, asta va fi cam greluț aici, dar nitpicking, cum se cheamă. Când joc un foldable, ceea ce n-am făcut niciodată până acum, e destul de interesantă experiența. Sincer, îmi place aspectul ăsta de 4:3 și sunt sigur că în timp, după cum am zis, vine să apăs mai sus, sunt sigur că în timp vor deveni și ele 16:9, pariu pe ce vreți voi. Mamă, până țintesc. De-aia nu suportați screen-ul, mai ales pentru shooter-i. Din spate. Ok, Call of Duty merge ok, n-am nimic cu asta, pur și simplu îmi ia ceva timp să mă obișnuiesc cu controalele și cred că trebuie să țin mâinile puțin mai jos. În rest, nu văd nicio problemă cu jocul ăsta pe Samsung Galaxy Fold. Ce ar mai fi crezut oamenii dacă spuneai că apare un telefon pliabil? Ok, hai să intrăm și în altceva. Doamnelor și domnilor, Candy Crush pe Samsung Galaxy Fold cu această cutie urâtă. Oare luăm copyright pe melodia asta? Băi, merge foarte bine. Uite aici, 3. Pam. Sunt maestru Candy Crush. Bomba. Wonderful! Cel mai tare joc. Da, ok. Mi-am dat seama, Candy Crush merge foarte bine. Hai să mai luăm ceva. Hai să mai luăm Asphalt 9. De regulă, cei de la GameLabs, când scot un joc ca de exemplu Asphalt 9, se asigură că va merge și va fi optimizat pentru cele mai noi telefoane, ca de exemplu ultimul răcne de iPhone și așa mai departe. Deci nu mă miră că e făcut și pentru Fold. Sunt sigur că băieții au stat puțin în development. Ce văd că nu vrea să facă Asphalt e să se întoarcă. Vedeți? Merge doar într-un sens. Cred că e puțin cam tare. Doar într-un sens. Nu se întoarce. Dar se vede impecabil. Double tap, da, știu. Hai. Cu instrucționalele astea. Boa. Gata, băiatul meu ești. Hai. Asta e, mă. Ok. Da, merge impecabil. Frame rate-ul văd că e super stabil. Din nou, nu știu ce hertz are, presupun că 60. Dar nu văd absolut nicio problemă. Hai să vedem, mai luăm la rând, să vedem ce mai avem. Hai să vedem Machinarium. Interesant loc. Hai să vedem PUBG. Uitați, din prima, meniul e full. Ce vreau să spun e că văd din prima că au schimbat rezoluția și la loading screen-uri pentru acest telefon. Ceea ce îmi place, că lucrează la joc băieți. Ok, deci am intrat și din prima jocul îl recomandă pe high. Mai să-i dăm așa. Ok, și am sărit din avion și deocamdată merge super bine. Wow, chiar super smooth. Chiar e drăguț să vezi atât din ecran. Mai ales dacă ar fi și până aici, chiar ar fi ceva. Să mai facem puțin așa. Doar de naibii. Pac. Sigur mi-o iau în primele 60 de secunde. Dar merge foarte bine. A, și niciodată n-am norocul să găsesc arme. Niciodată din prima. Mă duc într-o casă și e goală. Hai să vedem. Dacă putem vedea frame rate. Extreme. Deja vorbim cel puțin 60 de frame-uri. Simțeam că era ceva în regulă acolo. Chiar e plăcut. Ce nu-mi place că e foarte reflexiv ecranul. A, simt puțin crisul ăsta, dacă dau pe aici, simt. Dar bine că nu e țintitul pe acolo. A, hai să nu găsim nicio armă. Ia că am avut noroc de data asta. Și AK și tot. Opa! Unde ești, pungașule? Te-am văzut. Ei, iată, că l-am luat. Asta datorită sunetului, fiindcă nici măcar n-am verificat unde sunt speakerele lui, dar auzeam ceva de aici, deci da, e de la speakerul ăsta. Și după aia avem și un aici, ceea ce e perfect, că e așa stereo. Că la un gaming, la un mobile gaming device, vrei să auzi stereo, să auzi din ce parte vine inamicul. Hopa! Cred că-s boți. N-au cum să nu fie boți. Chiar îmi place mult. Până acum cred că ăsta e jocul meu preferat de jucat pe Samsung Galaxy Fold. Ce-i drept, după cum am... Ups, ups, relund. Ce-i drept, e fun. E fun, e foarte... Adică ciudat, dar la modul bun să joci pe ăsta. Altceva nu știu, adică e super responsive. N-am nicio plângere la el. Am înțeles, da, da, da. Da, cam atât. Am urât doi oameni, am jucat ceva Candy Crush și Machinarium ăla, mamă, ăla merge cel mai bine. Și hai să-l închidem. Gata, s-a închis. Și ăsta e always on, presupun, cu setare. Mă mir dacă pot să deschid ceva aici. Ia. Call of Duty. No. Nu zic că pot să-l joc aici. Ar fi demențial. Păi ești nebun? Tu vorbești serios? Deci pentru nu știu ce motiv anume, dacă nu vrei să-l desfaci, poți juca aici. Foarte ciudat. Vreau să închei clipul, dar trebuie să o fac. Merge perfect și aici. Mamă, și ai toate funcțiile aici. Bine, mai puțin chestia asta enervantă care apare. Ar trebui să ai degete foarte mici să joci. Dar în rest merge tot la fel, e super responsiv. Chiar nu mă așteptam la asta. Am făcut și primul meu kill pe un ecran. Cred că ăsta e cel mai mic ecran de smartphone pe care am jucat vreodată. Tot se aude stereo. Dar sunt prea mici, nu-i văd. Și asta a fost. Da, doamnelor și domnilor, acestea sunt impresiile mele despre Samsung Galaxy Fold, mă rog, despre gaming pe Samsung Galaxy Fold. Îmi place, e quirky, e ciudățel, dar e fain, mai ales în varianta full. E bine, asta a fost, eu sunt Codrin, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt și ne vedem data viitoare. Numai bine!